Ganea lovește din nou! Nici nu s-a recăsătorit bine că actuala soție a și cerut ordin de protecție. Ex-fotbalistul generației de aur a fost acuzat de comportament violent și de către fosta consoartă. Cristi Borcea aruncă bomba! Fostul acționar de la Dinamo nu se lasă și vrea să devină tătic pentru a 10-a oară. Are o singură condiție, Valentina Pelinel să fie mămica. Disputa dintre Gheorghe Turda și fosta iubită se mută în instanță. În exclusivitate pentru CanCan News, Nicoleta Voicu face declarații care nu mai lasă loc de împăcare. Fostul soț al Andrei Bălan rupe tăcerea. CanCan News a intrat în posesia unor declarații care o vor scoate din minți pe artistă. George Burcea o acuză pe Andreea Bălan că se victimizează, dar și că au făcut nunta de dragul marketingului și nu din iubire. Fosta parteneră a lui Ștefan Bănică Junior, Camelia Constantinescu, are din nou probleme financiare. Mama lui Radu Ștefan Bănică e într-o luptă continuă cu banca, iar noi avem detalii de ultimă oră. Lupul își schimbă părul, dar năravul ba. Pare să fie proverbul care îi se potrivește lui Ionel Ganea. În trecut, fosta soție, Dana Iaru, îl acuza că ar fi violent, dar nici în prezent comportamentul său nu ar fi ireproșabil. Actuala soție, Monica Maria, a cerut un ordin de protecție împotriva fostului fotbalist, chiar dacă ulterior a renunțat la chemarea în judecată. Ionel Ganea și actuala lui soție s-au căsătorit în toamna anului trecut, la doar câteva luni după pronunțarea divorțului fostului internațional. Dana și Ionel Ganea au fost căsătoriți timp de 24 de ani, dar soția a cerut divorțul după mai multe episoade controversate, care au implicat inclusiv solicitarea unui ordin de protecție. Sunt fericită și mândră că am avut puterea să merg până la capăt. Cu domnul nu am mai vorbit, între noi nu mai există niciun contact. I'm a warrior. I'm stronger than I've ever been. Love was made for me and you. Cristi Borcea e hotărât să aibă 10 urmași. Fostul acționar de la Dinamo susține că a fi tată este cea mai frumoasă meserie și vrea să mai facă un copil cu femeia pe care o iubește. În 4 ani de pușcărie am făcut 4 copii. Am făcut prea mult. M-au ținut viu copiii cât eram acolo. Ai mei, de la 2 ani mănâncă cu telefonul în mână. Am 3 copii în America. Mai vreau unul, al 10-lea, dar numai cu Valentina. Pe final de carieră, oricine se retrage la carapace. Dinamovistul a explicat că, de fapt, ideea celui de-al 10-lea copil ar fi fost chiar a Valentinei. De altfel, soția lui Cristi Borcea spunea și ea, nu demult, că nu exclude posibilitatea de a deveni mamă pentru a 4-a oară. Discuțiile se vor purta de la avocat la avocat. Nicoleta Voicu spune că s-a săturat să fie ținta atacurilor fostului iubit. Drept urmare, îi va răspunde pe cale legală. Cântăreața de muzică populară și-a angajat un avocat și speră să-i se facă dreptate. Nu mai pot lăsa în spațiu public declarațiile lui așa, prin care, nu știu, doar mă umilește, mă jignește. Și atunci am apelat la un avocat. De acum, discuțiile se vor purta de la avocat la avocat, pentru că nu mi se pare normal el să arunce cu noroi în mine și o să fiu cea care doar tace și să nu vină cu dezmințire, până la urmă, la toate declarațiile lui. George Burcea s-a săturat de situația conflictuală dintre el și Andreea Bălan. Actorul i-a spus tot ce are pe suflet unei prietene apropiate, iar declarațiile pe care CanCan News le-a obținut în exclusivitate vor pune cu siguranță paie pe foc. Iese mereu în presă și se victimizează, vorbește de iertarea părinților și a fostului soț, dar ea este departe de a fi tratată și spiritual și psihic. Și doar pentru câteva mii ne pierdem timpul zi de zi. Doar alergând după hârtii, mai suntem oare.
Tot pe umărul acestei persoane apropiate, George s-ar fi plâns și că nunta lor ar fi fost făcută de dragul marketingului, nu al iubirii. De ce nu spune că George i-a spus că nu vrea nunta, dar ea făcuse deal-uri de publicitate și plângea că e prea târziu să amâne asemenea evenimente? Nunta a fost făcută de marketing, nu de iubire. Camelia Constantinescu, mama lui Radu Ștefan Bănică, are din nou probleme financiare. Banca Comercială Română a deschis la judecătoria sectorului 5 un proces având ca obiect validarea apopririi pe numele fostei iubite a lui Ștefan Bănică Junior, dar și pe cel al partenerului acesteia, care a fost girant. Nu este prima dată când Camelia Constantinescu se confruntă cu asemenea probleme. În 2019, banca i-a executat casa fostei lui Bănică Junior, iar în 2018 a cerut mărirea pensiei alimentare, dar instanța nu i-a dat câștig de cauză și a pus-o să plătească cheltuielile de judecată.